lipsa pieselor de schimb sau a materialelor necesare în producție la nivelul complexului energetic Oltenia nu mai este un secret pentru nimeni, chiar dacă cei care se lovesc zilnic de astfel de probleme se feresc să facă declarații publice de frica pierderii locurilor de muncă. O unitate în care situația este de-a dreptul critică, punând mereu în pericol viața angajaților, este secția căi ferate uzinale Turceni, condusă de ani de zile de către Constantin Nănuț, care nu este văzut cu ochi buni de către subordonații săi, tocmai pentru faptul că nu se îngrijește să le asigure un mediu de lucru fără riscuri, fiind prioritară pasiunea lui pentru jocuri pe calculator, cu care își ocupă timpul între mesele pe care le ia în fiecare zi la restaurant. În tot acest timp, locomotivele secției circulă cu pari în loc de închizători, pe căi ferate uzinale care se clatină la orice mișcare, chiar și atunci când urcă la aproximativ 30 de metri înălțime pe linia de descărcări în sucursala Electrocentrale Turceni. Doleanțele angajaților, Nănuț le rezolvă de fiecare dată în același mod. Îi înjură și îi amenință că îi lasă fără loc de muncă. Atitudinea plină de încredere a șefului CFU și nepăsare față de nevoile secției pe care o conduce vin din susținerea necondiționată de care se bucură Constantin Nănuț din partea socialdemocraților și a lui Valentin Tatomir, directorul ECFU Motru. Cariera lui Nănuț a avut o evoluție interesantă de-a lungul anilor, acesta fiind disponibilizat cu salarii compensatorii pe vremea SNLO, revenind însă ca și angajat CEO peste câțiva ani. În 2012, actualul șef al CFU Turceni a avut o sincopă în cariera sa, aceasta fiind întreruptă brusc din cauză că, din vina sa, două vagoane de tren încărcate cu cărbune au deraiat pe calea ferată uzinală, distrugând și câțiva metri de șină și provocând o pagubă de 2,8 milioane de lei. Nănuț a fost pedepsit atunci prin pierderea doar temporară a postului, revenind miraculos peste un timp la cârma CFU, fără însă a plătit vreun leu pentru pagubele provocate. La repunerea sa în funcție ar fi intervenit chiar șefii din Afer Craiova și personaje importante din PSD, iar numirea sa s-ar fi făcut fără concurs, după cum scrie mass media. Întrebat dacă este adevărat, Nănuț a mulțumit să comenteze arogant, doar că este singurul expert în domeniul de cale ferată, cu toate calificările. După 2 ani, Constantin Nănuț se afla însă pe lista cu personalul în curs de plasare și a intrat în grevă, cerând să fie pus ca șef al stației din Rovinari, dar până la urmă, la intervenția celor care l-au protejat în toți acești ani, a fost recompensat cu postul pe care îl deține și în prezent la Turceni. De atunci, alte vagoane au deraiat pe căile ferate uzinale, însă Nănuț a fost de neclintit, iar chefurile făcute cu cei de la AFER și persoane importante de la nivelul CEO, dar și lider de sindicat la Fântâna Cucoanei, un loc ferit în pădurea dintre Peșteara și Țicleni, i-au consolidat și mai mult poziția. În tot acest timp, toate plângerile făcute de către subordonații săi la superiorii acestuia au rămas fără răspuns, chiar dacă și presa a semnalat public faptul că Nănuț a fost desemnat șef al CFU Turceni, fără a se fi organizat concurs. Doar după ce mecanicii de locomotivă au răbufnit în urmă cu câteva zile iarăși în presă, vorbind despre condițiile periculoase în care lucrează și despre faptul că șeful lor nu cere piese de schimb și investiții pentru a nu-i deranja din letargie pe cei care îl susțin, conducerea complexului energetic a luat o primă măsură tipic românească. Vor constitui o comisie de anchetă care să evalueze situația de la CFU Turceni. Însă măsurile concrete, dacă se vor lua, vor veni cu mult mai târziu, pentru că deocamdată comisia e la nivel de intenție, apoi vor urma verificările și abia după aceea se va dispune dacă se vor dispune și lucruri concrete. Până atunci însă angajații CFU, în special mecanicii care lucrează pe locomotive, vor îndura în fiecare zi aceleași condiții de lucru, dar și programul relaxat al lui Constantin Nănuț, jocuri pe calculator și mese la restaurant, după ce omoară suficiente broaște cât să avanseze la alt nivel.